Nu știe ca să vie înapoi în Moldova, ori nu, că dacă era Stalin în viață, nu mai era vorba dinspre să se întoarcă înapoi, deportați la locurile de baștină. Și credeam când a venit vremea Să vină să înapoi. vină înapoi, pe anii 55-56, în 56 eu Eu spus care, eliberat. da, eliberat, care vreau, care au vrut, au venit înapoi, care nu, puteau să rămâi, nu îi interzicea nimeni. Și el s-a întors înapoi. Da, că care s-a întors eu înapoi, n-aveau drept primul an să locuiască În în satul lor satul de Paște. natal, în satul de baștină. Da, pe urmă le-au dat voie. Aici el, când a venit, era specialist. Primul care e în sat, că aici tot se lucra, tot cu mâna, la strunguri, tot și făceau aici meșterii, tot la mână. Nu era strunguri, nu era peloramă. El acolo, dacă era brigadier la brigada de construcție, acolo lucra la strung de care la electricitate. De-aia, când și la noi în sat, pe anii 50, când s-a început a trage curent electric, când am venit aici, de-aia era curent electric, era tăi și el, o dat propunerea să aduc strung De la prelucrare lemnului. lucrările, da, să fie mai ușor, ca și Productivitatea productivitatea de muncii muncă și mai crește. mare, da. Corect. Și au fost de acord, au fost președintele de colhoz și n-aveau de unde, dar și o găsit, mai în scurt o găsit, un strung mai, nu chiar nou, dar l-au mai reparat și l-au adus. Și el nu mai lucra la Simeon Gudima, că el știe, mai mult nimeni nu știe cum să lucreze. Dar pe urmă el a mai învățat pe cineva cum să... Da, desigur că am învățat pe urmă, am învățat pe alții. Și apoi peloramă care tăiat de o pildă cu De tăiat copaci, scânduri. despre scânduri. Tot nu era tăiau cu bestiile. Dacă ai văzut în film cum sus, Unul unul sus și unul sus și unul jos. jos, dar e ca așa. Avea de tăiat mult acolo. Da. Și mai scurt era în sat care au făcut armata asta Piotru Lupașcu, cum ziceam noi, Pechea Piloramșicu. El în armată a fost acolo când au făcut armata sovietică, e taman a lucrat la așa ceva, la Piloramă. Dar de unii avea că nu era nicăieri, și mai scurt de unii au aflat că în Ucraina, raionul Săcureni. S-a văzut-o pe Loram, dar era aruncat, era în Bruiene și de. Și mai scurt, dacă Lupașcu Petru era specialist bun, și o adus-o de acolo, s-a dus-o, o luat, o adus-o, o mai, taman anii și la noi s-a deschis fabrica de zahăr la Dunșeni. Și el s-a dus acolo și a turnat detalii care trebuie la piloramă și a asamblat-o piloramă. Și el a lucrat mai scurt mulți ani. Dar tot cu ajutorul lui Gudima Simeon. Și ia ca cum a fost, Așa, bun, ia ca și... interesantă istorie. Așa, da, următorul, Guranda Vasile. Guranda Vasile tot a fost meșter, tot Lemnar. lemnar bun, tot Așa. el îi făcea uși, ferești, bătea streșini, făcea cuperișuri la casă. Da, au fost meșteri excusite. Ok. Da, că eu am lucrat tot la brigada de construcții ca socotitor și cu aceștia persoane am lucrat împreună. Socotitor asta ca contabil, mai degrabă. Ucioci, cum zici pe rusești. E, Da, așa, da, tot e e... legat de contabilitate, trebuie, Contabil, cifrele trebuia da, să... Da, ok. facem, Deci ați lucrat împreună acolo, într-o echipă. da. Următorul, cine? Pietru Maximciuc. Pietru Maximciuc lucra la un strung în perechi cu Guranda Vasilei. Și tot meșteră, tot așa, Lemnar. că tot lemnar. Și erau prieteni și erau dintr-un an născuți.
o copilărie împreună. Și... lucrau și împreună la careva lucrări, la... Da, numai adică la uși, la am vedere casele când se construiau, da, acoperișuri. Da, dacă făceau acoperișuri, tu ei amândoi împreună. Lucrau împreună, așa. Lucrau împreună, da. Așa, următorul, Fiedea Jucican. Dar care e povestea? De ce Fiedea Jucican și nu Tudor sau Fiodor Jucican? Așa, ei erau jucicani, erau patru frați. E, mai în scurt, cum i-au botezat când părinții lor, pe unul l-au numit Fiodor, dar pe unul Fiedea. Așa, și de atâta e Fiedea și nu altfel. Da. Așa, deci Fiedea Jucican cine era? Fiedea Jucican era tot meșter, tot în lemnărie și tot uși, ferești, astea, la casă, acoperișuri, face, cum s-ar spune, cum cea la noi, cruhurile la casă, acoperișuri, acoperie, și plus la asta, el era și meșter la, la căruță. Că înainte, toate lucrările se făceau cu... Mai mult cu căruță. Mai mult, chiar nu că... Majoritatea. Majoritatea, dacă nu era tehnică, că în anii 50... Când, da, cum? În anii 50 nu era nici o mașină prin colhoz sau tractor? Poate era o, câte una, două, poate, dar puțin de tot. Tot se făcea cu... Cu caii, caii și căruțele. Da, cu căruțele. Și el era și meșter și la... Căruța o făcea de la da, A până la Z, adică da, tot. Da, acolo care ferarul făcea a lui. Că, lucrările care cu metalul. Care, da, cu metalul, da, ăștia meșterii care de la căruță, da, ei făceau tot coșul. Dar cu cine mai lucra în echipă el la căruță? La căruță lucra cu fratele lui, cu Fiodor. Așa. Ia ca și ne lucra și mai erau, eu nu prea știu. Dar Pietru Maximciuc nu lucra cu dâns la căruță? Nu. Era... Da, sânii de iarnă, pentru că tot îi făceau. Tot îi făceau, sânii tot. Din păcate, mai din cauza nu mai face nimeni așa. Apoi de unii, că nici o măt nu și nici... Ei, dar căruță s-ar putea, dar de-am le fac altfel. Da, căruțele de-am mai este care cu roță. Am înțeles, bun. Următorul, Vyacheslav Harabar. Domnul Vyacheslav Harabar, tot meșter de uși, de ferești. Lemnar. Lemnar de verânzi și la acoperișuri tot era... Verande tot făcea, da? Da, este un lucru da, mai da, meticulos, mai deosebit. Da, și tot bun meșter a fost discusit. Și căruță, mă tin, tot făcea sau nu? Nu, n-am, eu cât am lucrat, eu nu fă el, eu îl știu pe meșter la dânsul de uși, de acoperișuri. El a lucrat împreună când, după ce a venit de armată, el a făcut serviciu militar în Germania. Uh-huh. Și când aici s-a aranjat la brigada de construcții și l-a dat cu Simeon Gudima. Și de-am el, cum, Simeon Gudima l-a, cum s-ar spune, l-a dezmitșit în profesia asta. Era, de lemnărie. Da, i-a arătat și asta ea și de atâta și... Ok. Iaca. Dumitru Dolgan. Dumitru Dolgan tot era în, tot meșter în lemnar. În lemnar, tot uși, ferești, cruhuri făcea la casă, acoperișuri, cum s-a spune, acoperie. Fost tot bun meșter excusit. Ok. Iacă-și. Gulceac Vladimir. Gulceac Vladimir tot așa, tot meșter în lemnărie, tot făcea uși, ferești, plus la asta era și meșter în mai universal, repara, ceasuri, mai scurt în... Tata spune că a avut și o bicicletă nemțească, care pe vremuri rar care... A, păi da. Și era ceva deosebit. Da, da. Deci era un meșter universal da, în diferite domenii, nu numai în lemnărie. Da. Așa, Ion Axienti? Ion Axienti tot a fost meșter. El mai mult cu toate... La, o lucrat în brigada de construcții, tot la lemn o lucrat. Acoperișuri la casă, am înțeles. Da, da, acoperișul la casă, îl știe și la, cum s-ar spune, la uși, la ferești, tot. Așa. Atunci se construiau fermele în colhoz, trebuiau meșteri mulți. Era lucru, volum de lucru mare da, și meșteri da, era nevoie. Da. Așa. Pietro Axi